trebuie să lupți pentru un sens al vieții. Luptând împotriva patimilor, lupți pentru un sens al vieții. Și sensul acesta al vieții e viața viitoare. Dacă nu câștigi viața viitoare, o viață fericită viitoare, dacă mor definitiv, atunci viața nu are niciun sens și nu poți ajunge la viața viitoare fericită dacă nu lupți împotriva patimilor și nu lupți pentru iubirea altora, pentru jertfirea de dragul altora. Aici e și sensul crucii, să porți crucea, să-ți fie viața o purtătoare de cruce, să-ți fie viața capabilă de jertfă pentru alții. Titlul Filocaliei sună așa: ce culegere din textele Sfinților Părinți care ne arată cum poate omul să se curățească, să se lumineze și să se desăvârșească. Deci întâi să se curățească, să ajungă la purificare de păcate, să se ilumineze, să primească nelumina lui Dumnezeu și să se desăvârșească, să ajungă ca și Dumnezeu, este vorba de îndumnezeire. Deci purificare sau curățire de păcate, de patime, iluminare și desăvârșire. Acestea sunt cele trei trepte, trei stadii ale vieții duhovnicești descrise în Filocalie, în toate scrierile Sfinților Părinți. Să nu uităm de lucrul acesta. Și primul stadiu este purificarea. Purificarea noastră, curățirea noastră de toate înclinările noastre negative, pentru că noi simțim, vedem că voim binele, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că suntem conștienți, bineînțeles, voim binele, dar totuși facem de multe ori rău, sau deși voim binele, facem totuși rău. Și atunci e o luptă pe care trebuie să o purtăm cu noi înșine pentru a ajunge treptat, bineînțeles, cu ajutorul Harului Dumnezeu, că Harul ne purifică și ne curăță și Harul ne iluminează și Harul ne îndumnezeiește, dar nu fără participarea noastră. Și a pornit Părintele Stăniloae în acest demers cu Sfântul Grigore Palama, care l-a fascinat ani de zile sau poate chiar zeci de ani. Tocmai Părintele Stăniloae a fost în istoria bisericii noastre primul care în 1939 a readus în atenția teologilor, teologiei, duhovnicilor, monahilor, teologia aceasta minunată a luminii a Sfântului Grigore Palama. În 1939, Părintele Stăniloae a publicat la Sibiu un studiu despre lumina dumnezeiască la Sfântul Grigore Palama. Să nu uităm că Sfântul Grigore Palama este cel care în secolul al XIV-lea a făcut o sinteză a întregii spiritualități ortodoxe și a vorbit acolo despre unirea aceasta reală a omului cu Dumnezeu, care se realizează la nivelul inimii. Și că lumina Mântuitorului de pe muntele Taborului poate fi trăită sau să poate fi întrupată, întruchipată în fiecare dintre noi ca lumină dumnezeiască, nu ca o lumină creată de Dumnezeu. Această teologie sau această sinteză a spiritualității realizată de Sfântul Grigore Palama a ajutat popoarele ortodoxe din răsărite ca să poată suporta mai târziu jugul otoman. Faptul că noi regăsim în noi înșine aceste resorturi dumnezeiești, aceste puteri divine, această lumină reală și unitatea noastră reală cu Dumnezeu ne ajută să biruim toate necazurile, toate ispitele, tot răul din lume. Înțelegeți? Când omul este înrădăcinat în Dumnezeu, când ai o credință doar exterioară, mai mult teoretică, netrăită la nivelul inimii, aceasta nu te poate ajuta prea mult. Tradiția aceasta duhovnicească, filocalică, isihastă, este esența spiritualității noastre creștine și ortodoxe în cazul nostru și la ea trebuie să apelăm în tot momentul dacă vrem să fim salvați de ispitele, de valurile vieții lumii. Nu putem rămâne la nivelul intelectual al înțelegerii, ci trebuie neapărat să coborâm la nivel existențial. Și coborârea aceasta la nivel existențial ne este arătată, cum spun, în scrierile filocalice. Iar Părintele Dumitru Stăniloae, conștient de lucrul acesta,
Conștient de faptul că teologia noastră, la vremea respectivă, pe când el studia teologia la Cernăuți, este o teologie care se limitează adeseori doar la o înțelegere rațională, intelectuală a lui Dumnezeu, care îl lasă pe cel care studiază această teologie totuși departe de Dumnezeu, că nu-l ajută să interiorizeze el, cunoscând acum sau studiind tradiția spirituală răsăriteană, a ajuns la Sfântul Grigore Palama și a dat seama că Sfântul Grigore Palama este culmea, sinteza întregii spiritualități și a pornit cu studiul Sfântul Grigore Palama. Apoi a scris o carte întreagă despre viața și activitatea Sfântului Grigore Palama și a publicat de asemenea operele Sfântului Grigore Palama. Și apoi, mai târziu, deci în 1948, s-a gândit să facă traduceri din toți ceilalți părinți până la Grigore Palama și de așa rezultat Filocalia. Și dacă ar fi să adăugăm câteva nume ale Sfinților Părinți adunați în Filocalie, aș numi câțiva: Sfântul Isaac Sir, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Dositei, și vă rog să completați dumneavoastră. Prima Filocalie începe cu Sfântul Antonie cel Mare, Părintele Călugărilor, după aceea cu Evagrie Ponticul și după aceea îl avem pe Sfântul Macare Egipteanul, care vorbește minunat în omiliile sale despre lucrarea Duhului Sfânt în transformarea lăuntrică omului și în sfințirea omului, iar în secolul 6-7 Sfântul Ioan Scărarul, cel care face la vremea respectivă iar o fel de sinteză a spiritualității răsăritene de până la el în așa numita scara paradisului, în care în 30 de trepte, de 30 de cuvântări, analizează păcatele mari și respectiv virtuțile care se opun păcatelor. Cum ne putem libera de păcate, ne curăți de păcate și cum putem, deci, înlocui păcatele prin virtutea corespunzătoare păcatului respectiv. Deci, Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost cel mai mare gânditor creștin din toate vremurile, din toate timpurile, cel mai mare și teolog și filozof. Are o gândire atât de profundă încât ea n-a putut fi egalată și nu va putea fi egalată. Toți teologii, inclusiv catolici, protestanți, ortodoxi, nu mai vorbim, spun lucrul acesta. Iar Sfântul Isaac Sirul are poate cea mai pătrunzătoare sinteză, iarăși o sinteză a vieții duhovnicești, mai cu seamă a călugărilor isihaște, dar care se potrivește tuturor oamenilor, că spiritualitatea ortodoxă nu se adresează numai călugărilor, nici pe departe. Ea este o spiritualitate unitară. Se adresează tuturor celor botezați în Iisus Hristos. Numai că monahii sunt cei care au exemplificat, au trăit această spiritualitate și ei sunt modele, exemple pentru noi și ei au scris despre propria lor experiență ca noi, cei care trăim în lume, fie că suntem creștini de rând, fie că suntem teologi, să ne folosim de această experiență a lor. Vedeți, noi în lume, dacă suntem în cadrul bisericii, facem teologie, noi scriem despre ceea ce au spus alții, facem studii despre ceea ce au spus părinții. Nu spunem prea multe de la noi înșiși, nu suntem prea creatori, cum a fost Părintele Dumitru Stăniloae. El a fost într-adevăr creator, dar în general puțin sunt creatori în teologia lor. Mai mult noi facem o teologie repetitivă, spunem ceea ce au spus alții sau chiar dacă mergem puțin mai departe, dar ne bazăm pe ceea ce au spus alții. Pe când părinții acestea din Filocalie, în general, ei scriu numai din experiența lor proprie, numai ceea ce ei înșiși au experimentat și au trăit. Și cuvântul lor este un cuvânt cu foarte mare putere, pentru că una e când scrii, exprimi ceea ce tu trăiești și alta este când tu citești pe altcineva. Să simte imediat că tu n-ai trăit tu însuși ceea ce spui sau ceea ce citești de la alții. Tocmai de aceea scrierile acestea din Filocalie, provenind de la niște oameni cu foarte mare experiență duhovnicească, oameni deci care n-au scris practic decât ceea ce ei înșiși au trăit, ne impresionează pe noi și ne transmită un cuvânt cu foarte mare putere.
ne mișcă scrierile Sfântului Isaac Siru. Și apoi Sfântul Simeon Noul Teolog, în secolul al X-lea, cu imnele dedicate Duhului Sfânt, de o frumusețe, de o profunzime inerăcalabilă. Și apoi, ultimul mare, Sfântul Grigore Sinaitul, și cel care încheie, să zicem așa, pleiada acestor părinți din filocale, este Sfântul Grigore Palamă.